Încheiem aici, prieteni, cu cel de-al treilea plenuț. Eu vă urez să fiți sănătoși, fir întins, și nu uitați, iubiți, protejați și respectați natura. Să-i dăm drumul și la acesta. Este mai micuț, într-adevăr. Ia să așezăm un pic camera. Dar s-a repezit frumos. Dați-l. Să dăm drumul și la acesta. Am să vă spun și câte ceva despre echipament. Imediat numai să-l strângem. Așa cum vă spuneam, este un echipament clasa 6. Este într-adevăr can mare pentru acest râu. Aveți în imagine. Deci atât lanseta, mulineta, șnurul sunt clasa 6. Liderul 6X. Iar tipetul, am folosit un tipet subțire de 0,12 fluor carbon. Momelele folosite au fost acele imitații de gândăcel și cu având abdomenul galben și acesta cu abdomenul portocaliu. Dar amândouă au dat rezultate. N-am mai schimbat pe larve sau pe nimfe. Dacă am văzut că merge cu aceste artificiale uscate, am profitat de acestea și le-am lăsat în continuare. Am schimbat doar gândăcei între ei. Am folosit echipamentul clasa 6, nu l-am mai folosit de mult, am vrut să îl dezmorțesc între ghilimele un pic și am zis să vin cu el astăzi. Special am vrut să vin cu el, deoarece a stat cam mult în husă. Încă o dată, eu vă urez să fiți sănătoși, fir întins și nu uitați, iubiți, protejați și respectați natura. Pe curând, prieteni!